Mai pe scurt, el stă la butoane și din când în când apasă. Vrea să cadă guvernul, apasă și guvernul cade. Vrea să fie votat un nou guvern, apasă și guvernul nou este votat. Vrea ca Voronin să fie pentru integrare europeană, apasă și Voronin spune că este pentru integrare europeană. Vrea ca Ghimpu să nu mai zică nimic de procuror european, apasă și Ghimpu uită de procuror european. Vrea să-l compromită pe Filat, apasă pe buton și auzim convorbirile telefonice ale lui Filat cu fostul șef al fiscului Vicol. Vrea ca Filat să-l ajute să fure un miliard, apasă pe buton și Filat îl ajută. Vrea ca unul ca mine, care spun lumii cine este el cu adevărat, să închidă gura, apasă un buton și hoarde de jurnaliști de-ai lui îmi sar în cap. Zilele acestea a apăsat trei butoane concomitent. Filat, Lupu și Ghimpu. Totodată el ține pentru orice eventualitate un deget deasupra celui de-al patrulea buton, Voronin. Iar cele trei au început să negocieze noua coaliție. Alaltă ieri, la butonul Ghimpu s-a defectat ceva și Ghimpu a mărâit că ar trebui schimbat procurorul. El a apăsat imediat butonul procurorul Gurin și Gurin i-a dat de înțeles lui Ghimpu că are niște dosare împotriva lui. Și butonul Ghimpu a devenit din nou funcțional. Asta a fost alaltă ieri. Iar ieri el a apăsat butonul CNA. Și CNA a arestat neamurile lui Filat, adică ale celui cu care el a făcut o alianță, apoi o coaliție, apoi o alianță minoritară, apoi au furat împreună un miliard. Acum iar vrea să facă cu el o alianță, dar ca să-i fie supus, trebuie să-i țină rudele în arest. Stalin și-a supus în totalitate ministrul său de externe Molotov, ținându-i soția la pușcărie. Și ăsta despre care vă vorbesc, probabil o să lasă pe Filat să se facă prim-ministru, dar numai ținându-i nepotul și nașul la pușcărie. El este individul care stă la butoanele țării. El apasă când vrea pe butoanele Parlamentul, Guvernul, Timofti, Procurorul, toată justiția. Dacă ar avea măcar un dram de conștiință și-ar folosi toată puterea asta pentru a face bine țării. Dar fiindcă are plantat în el o sămânță a răului, lucrurile bune, frumoase nu-i produc nicio satisfacție. În schimb, adoră să scoată din oameni tot ce-i mai urât. Iubește să vadă frica și fricoșii, adoră trădare și trădătorii și mai ales îi place spectacolul înjosirii. Filat este una dintre victimele lui preferate. Tatăl acestui personaj spunea într-un interviu că, fiind copil, lui îi plăcea să o facă pe șeful peste frații lui mai mari. Conștiința lui de astăzi nu a evoluat mai departe de cea de atunci, doar că i s-a adăugat poate puțin intelect, în rest a rămas copilul sadic de cândva. Moldova ultimilor 6 ani nu are fața fetelor frumoase de pe panouri pe care scrie Welcome to Moldova. Moldova ultimilor 6 ani are fața lui. În alte țări au existat hitlerismul, stalinismul, macartismul. În Moldova există plahotniucismul. Cu același cuvânt este desemnată o boală, un virus care suge toate forțele și energia dintr-un organism și acela nu se mai poate dezvolta. O să vă mirați, dar panoul de comandă cu butoane se află într-o celulă de pușcărie, iar el este un condamnat pe viață la închisoare. Paradoxul este că anume unul ca el are în celulă toate butoanele și anume un pușcăriaș conduce astăzi Moldova. Mai pe scurt, eu nici măcar nu știu dacă mă priviți acum, pentru că aseară când priveam televizorul, eu primesc semnalul de la Mold Telecom care este tot al lui. Aseară el a apăsat pe buton și emisiunea mea a apărut cu defecțiuni tehnice.